marele artist român Tudor Gheorghe și instrumentiștii Virgil Iordache, vioară, Floricel Gheorghe, țambal, Liviu Preda, braci și Ionel Ferraru, contrabas, poposesc în municipiul Zalău, unde vor susține un spectacol de colecție, o chintesență a cântecului popular tradițional, care s-a bucurat deja de un real succes în București în 14 mai, urmând ca după media și Câmpia Turzii și Baia Mare la Zalău să încheie turneul din primăvara acestui an. Spectacolul The Best of Taraf cuprinde o sinteză a celor mai frumoase melodii de muzică populară pe care maestrul Tudor Gheorghe le-a cântat pe atâtea scene alături de instrumentiștii săi, fiind presărat și cu momente solistice realizate cu înaltă maestrie de către membrii tarafului care îl acompaniază. Artistul amendează mai mult sau mai puțin în glumă felul modern de a se vorbi, amestecând engleza cu româna, așa cum în perioada interbelică lumea bună și snoabă amesteca franceza cu româna. Trăim alături de o generație fascinată de limba engleză, care bagă englezisme de-astea și când e cazul și când nu e cazul. Atunci, ca să mă amuz, am zis The Best of Taraf, a spus Tudor Gheorghe. Ca de obicei, maestrul va interacționa cu publicul în momentele dintre melodii. Despre concertul alături de un taraf, artistul spune că am fost apostrofat, uneori cu pseudo-eleganță intelectuală, că după ce am făcut spectacole cu orchestre sinfonice și coruri academice, n-ar trebui să mă cobor la un amărât de taraf, fie el și tradițional. Răspund pentru cei care mă înțeleg. Mă înalț, dragilor, alături de taraf. Lângă ei mă simt mângâiat de Guguianu și Brâncuș. Lângă ei îi aud pe Enescu și Zamfir, care îmi șoptesc cum trebuie să rămân. Să rămânem. Credeți-mă, este mesajul artistului.